Activele fostului combinat chimic nitroporos făgăraș, parte din grupul Interagro deținut de omul de afaceri Ioan Niculae, sunt scoase la vânzare după ce compania a ajuns în faliment în urmă cu mai mulți ani. Potrivit unui anunț al expert insolvență SPRL filiala București, lichidatorul judiciar al companiei, sunt scoase la vânzare prin organizarea de licitații publice activele aflate pe platforma fostului combinat chimic din Făgăraș. Acestea se vând în bloc, pornind de la valoarea totală de 16,4 milioane de euro. Nitroporos era unul dintre combinatele chimice care făceau parte din grupul Interagro, controlat de omul de afaceri Ioan Niculae. Alături de el se mai regăsesc amul Murco Amonil Slobozia, Donau Chem, Turnu Măgurele, Gazpro Chemical, Săvinești și Viromet Victoria, toate fiind închise în prezent. Nitroporos este rezultatul fuziunii a cinci companii pe care Ioan Nicolae le a preluat în 2007 printr-un proces de privatizare după ce intraseră în lichidare. Cele cinci societăți alcătuiseră în trecut Nitramonia, producător de îngrășăminte chimice și explozibili, iar în anul 2007 Nicolae a plătit 33 de milioane de lei prin intermediul Viromet Victoria, companie pe care o deținea. În 2009, când cele cinci companii s-au reunit în Nitroporos, combinatul avea peste 2000 100 de angajați, urmând ca doi ani mai târziu numărul să scadă la 600 de salariați. În 2014 activitatea combinatului a fost oprită, iar în 2016, după 2 ani de la intrarea în insolvență, Nitroporos a ajuns în faliment ca urmare a datoriilor acumulate.